Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dintr-una într-alta, să știți că noi am ajuns să vorbim aici despre frici și fobii, pornind de la un sincron, o declarație a campioanei olimpice la not, Camelia Potec, în 2004, la Olimpiada de la Atena, cred că a fost în 2004, ea a luat medalia de aur, campioană olimpică la not, 200 de metri liber, președinta Federației de Natație, și am văzut o înregistrare, a fost, mă rog, la o emisiune a Digi24, unde a declarat că ei este frică să intre în mare altfel decât cu colacul. Deci campioana olimpică la not, Camelia Potec, intră în apă la mare cu colacul. Iată. Eu la mare, dacă e să fie foarte cald, îmi iau frumos un colac și mă duc cu colacul în apă sau stau întinsă pe colac în apă ca să pot să mai arunc din când în când cu apă. La aproape 1,80 intri în apă cu colac? Da, da, nu mi-e rușine, pot oricând să-mi scot medalia de la Jocurile Olimpice, să arăt că în 2004 am fost campioană olimpică și am rămas campioană olimpică la not și îmi permit luxul acesta să mă duc colacul și să nu-mi fie rușine, că lumea ar putea să creadă că nu știu să not. Dar nu, mi-este frică în primul rând de ce se întâmplă, de ce există sub apă, pentru că sunt locuri unde nu poți vedea și atunci dacă m-a atins ceva, poate să fie și pungă, mi-a sărit inima din piept. Deci, Camelia Potec, emisiunea la cină. Aș vrea să văd această scenă suprarealistă la Mamaia. Camelia Potec, 1,80 m, campioană olimpică la not, eventual și cu medalia pe piept, cu colac cu rățușcă, trop, 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 intrând în apă și stând în apă bobbing, așa, știi? Cu colacul cu rățușcă. Se poartă flamingo acum, să pentru știi. Că nu e colacul flamingo. Dar uite, afirmația ei m-a făcut să realizez că și eu am o fobie. Care? De meduze. Meduze? Mi-e frică de meduze, dar când a zis că dacă atinge ceva, fie și o pungă... Bine, nu la modul că... Dar cu ce te ajută acolo colacul? Acolo și o fobie, cum funcționează cu adevărat. Adică... Băi, ți-e frică, intri în panică. Nu, chiar în panică nu intru, dar mi-e frică de meduze. Eu cred că te panichezi și te-ai de colacul ăla. Eu când eram mic, aveam vreo 5-6 ani, la Marea Neagră, a fost într-un an invazie de meduze. În fiecare an. Și nu se puteau mânca. Da. În fiecare an. Foarte multe meduze. Poți să le iei în palmă, sunt foarte drăguțe. Așa. Moi, și lumea așa. Le lua în palmă, exact. Și nu știu ce. Și la un moment dat a ieșit un copil care a făcut probabil o reacție alergică. Sau nu știu, mamă, dar arăta groaznic. Săracu. Mă, și m-am speriat, deci am rămas de atunci cu asta. Mamă, dacă te... Pui, dacă te atinge o meduză, e posibil să pățiți și a pățit copilul ăla, fiind și alergic. Meduzele noastre de la Marea Neagră sunt prietenoase, să știi. Meduzele alea din locuri exotice, pe acolo, și alea și arată suspect. Astea ale noastre sunt niște blegi, ele sunt prietenoase, nu vor decât să fie lăsate în pace. N-au nicio treabă. Dar dacă vreți să vorbim despre frici, eu, de exemplu, sunt mor de frică la înălțimi. Nu mă apropii, dacă mă duc, orice este peste etajul 3, 4, 5, nu mă apropii de marginea de balcon. N-am mai văzut. N-am cum. La Vidraru, dacă mergem în excursie, și asta de când eram mic, stăteam în autocar. Dar trebuie să, dacă trebuie să traversez vreun pod, am văzut niște imagini zilele trecute, în China au peste, nu știu ce, defile, un pod de ăsta cu podea de sticlă, din panouri de sticlă. Și e super șmecherie, mie mi se face urma când îi văd pe aia. Da, da. Și știrea era că fusese o furtună și vântul luase panourile de sticlă de pe pod și rămăsese un chinez nefericit care se ținea strâns de un stâlp. În timp ce îl bătea vântul și în jurul lui nu mai era podea, cum ar veni, la 200 de metri înălțime. Eu muream încleștat, adică clar rămâneam încleștat și cu dinții de balustrada aia, dar muream sigur în momentul ăla. 0372069599. Puteți să ne sunați dacă aveți vreo frică, fobie de ceva. Dar haideți să vorbim despre treaba asta. La mine eu am o problemă cu gândacii. Nu cu gândacii, și cu insectele. Cu insectele. Am aflat aseară că domnul Zafiu are fobie de insecte. Da. Și l-a întrebat ce fel de insecte, adică, nu știu, rădașcă, cărăbuș. Da. A zis că închide calculatorul și a spus tot ce e de la țânțar în sus. Exact. Lăcustele sunt pe locul 1. Nu le suport. Deci de nu, ce, tati? Nu pot, nu le suport. M-am speriat toată, erau niște fluturi. Mă rog, ce? Eram în vurvur într-o seară. Te sperii de fluturi? Da, dar n-am știut că sunt fluturi, au venit spre mine. Au venit spre deci mine? Deci de lăcustă ți-e frică? Da. Să încerci să le mănânci. Da, a intrat acum câțiva ani, a intrat o lăcustă la mine în birou.
Așa. Și am chemat o colegă. Băi, aș vrea să vă spun că Ione, care este soția mea iubitoare, pe care o iubesc foarte mult, Ione, te rog să mă ierți că povestesc asta acum. Da. Ione are și ea o fobie de insecte, dar este cumplită. Adică încep orice este... Și țânțarul e periculos. Orice zboară, practic. Muscă, practic, orice zboară, da. Orice mișcă, orice nu știu ce. O înțeleg. Și în urmă cu mai mulți ani, la ora 1 dimineața, noi nu eram împreună, am aflat după aceea povestea, a descoperit în garsoniera în care stătea ea, a descoperit un gândac. Și s-a urcat în mijlocul patului, după care cred că s-a urcat chiar și pe șifonier și a sunat o prietenă ca să vină să o scape de gândac la 1 dimineața. Și a venit, aia a traversat tot orașul la 1 dimineața să o scape de gândac. Nu se putea apropia. Eu îmi dau seama că sunt pur și simplu penibil la faze de genul ăsta. Dacă văd un gândac, sunt în stare să sar cu totul pe el. Aha. Înțelegi? Adică pun toate 100 și de kilograme. Știi că în există, lupta mea cu gândacul. Știi că există, Luca, trebuie să-i facem o glumă de asta proastă. Nu, există, nu trebuie să faceți. Există momel de pescuit. Nu, nu, da, trebuie, da, să, da, faceți. În formă de gândăcei lăcustă greiere. Eu am văzut că atunci când am avut noi întrebarea cu greierele la dublu sau nimic, Zaf nu era deloc amuzată toată povestea și da, făcea semn, hai să închidem, că a trecut timpul, hai, și noi eram, cu ce cântă, cu lăbuțele, cu ce zici că... Da. Deci de vă e frică de ceva, prieten, dacă aveți fobii, puteți să ne scrieți pe WhatsApp la 0728 3 de 1 3 de 2. Și puteți să ne dați și mesaje audio. Zi, Luca, încep să vină mesaje. Și mie mi-e frică de Ion Iliescu. De Ion Iliescu. Nicolae Bârzu, da. Și telefoane 037. Bine, așa am și o fobie. Mi-e frică că nu o să intre Rapid în Liga 1. Aia nu e o fobie, asta ai spus-o pentru bietul cu Bârzu. Într-un fel e o fobie la Rapid, îți spun. Semipermanentă. Da, și tot Ion a reușit să-și mănânce fobia. Ceea ce a umplut de mirare un amic care are studii de psihiatrie, psihologie, psihiatrie, când eram prin Asia, pe undeva, apropo de mâncat. Uh-huh. Deci Ione e frică de orice se târie, zboară, e nasol, da, de tot. Uh-huh. Dar a mâncat lăcuste. Ceea nu ce, cred, de exemplu, eu n-am putut să fac. Eu de-aia am recomandat și lui George, serios, să mănânce niște. Da, dar n-a avut nicio importanță. Deci a păpat lăcuste la micul dejun. Uh-huh. Eram micul dejun undeva pe nu știu unde, eu mi-am luat ca tot omul ochiuri cu șuncă, ceva, și ea și-a luat și ea cereale cu iaurt și un coșuleț, un castronaș de lăcuste prăjite. Dar știa că sunt lăcuste? Dar știi, evident, că și arată lăcuste. Adică, Doamne, iartă-mă. Și le-am mâncat. Am zis că au gust de pui prăjit, m-am biat, am zis, îmi pare rău, nu pot. Băi, n-am putut, am fost de multe ori, n-am putut niciodată să mănânc lăcuste, gândaci, prăjiți, asta n-a reușit. Și după ce a terminat micul dejun, am ieșit afară pe pajiște, unde a trecut o lăcustă în zbor și a luat-o la fugă în zigzag. Pe pajiște de groază. Când zici că a prins-o cu dinții. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.